România e țara unde ne-am născut. E locul în care trăim. De 1 decembrie, Primăria Drobeta-Turnu-Severin vă invită să petreceți românești. Activitățile dedicate Zilei Naționale a României vor debuta cu depunerea de coroane chiar aici, la Monumentul Eroilor. Din decor nu va lipsi mâncarea tradițională, dar nici țuica și vinul fiert. Televiziunea Severin va pregăti de asemenea un program special și o serie de surprize. Fac un apel către toți severinenii, către toți românii, să-și arboreze unde pot, pe geam, la instituții, să-și arboreze simbolul nostru național, să-și arboreze drapelul, pentru că este ziua noastră, este ziua românilor. Ziua României va fi marcată așa cum se cuvine în Drobeta Turnu-Severin. Locuitorii orașului sunt invitați să se alăture demersului primăriei și al Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice și să participe la ceremoniile organizate în această zi, care vor debuta de dimineață. Un ceremonial militar în acest loc, cu depunere de coroane, după aceea toți cei prezenți la această activitate se vor deplasa în fața sediului Porților de Fier, în fața Hotelului Continental, unde vor servi sărmăluțe, fasole bătută și o țuică fiartă. Îi chemăm pe toți severinenii aici în centru, la Monumentul Eroilor, unde va fi o depunere de coroane, va fi o paradă militară, dar organizăm din contribuții private, dacă vreți, pentru că am strâns de la toți, deci nu am implicat Consiliul Local sau fondurile primăriei, pentru niște sarmale, pentru a ciocni un pahar de țuică sau de vin și a zice la mulți ani. De ziua României, RTS a pregătit ediții speciale. Pe parcursul întregii zile veți avea parte de bunătățile lui Manu, reportaje realizate cu români din diaspora, în lumina reflectoarelor cu un invitat foarte talentat. Ne veți găsi și pe stradă, în centrul orașului, la cortul instalat de RTS. Se vor servi băuturi calde, iar distracția va fi garantată. Așa că aveți toate motivele să veniți și să spuneți alături de noi la mulți ani România. 1 decembrie este sărbătoarea noastră, este sărbătoarea tuturor românilor. Te așteptăm în centrul orașului la manifestări dedicate Zilei Naționale și tot în centrul orașului, la cortul RTS, vino să spui din toată inima, în fața camerelor de filmat, mesajul tău pentru România. Vom fi împreună, vom sărbători și vom arăta că România e țara noastră și ne mândrim cu ea. Pe 1 decembrie, de la ora 9, în centrul orașului, la cortul RTS, vom ciocni un pahar de vin fiert, vom cinsti memoria strămoșilor noștri și vom spune răspicat la mulți ani, români de pretutindeni.